United a avut o partidă dificilă în compania lui Spicon Sfântul Gheorghe, chiar dacă nu mai are niciun stranier, echipa din Covasna și-a vândut foarte scump pielea. Toate meciurile au fost dificile în compania echipei din Sfântul Gheorghe. Niciun joc antrenor nu s-a terminat la egalitate, toate jocurile, ori am câștigat noi, ori au câștigat ei. În ultima perioadă mă bucur că reușim și câștigăm noi. Acest an i-am eliminat și în play-off și am câștigat și acest joc de care aveam nevoie pentru a rămâne încă o etapă pe primul loc. A fost un joc bun, spun eu, cu 6 goluri, spun eu că cu puțin atenție în faza de apărare cred că s-ar fi rezolvat jocul din prima repriză. Trebuie să recunoaștem că am avut și foarte mult noroc și noi la 2 goluri din prima repriză. Dar până la urmă ăsta este jocul, este futsalul, ai nevoie și de noroc și este bine pentru că am câștigat acest joc și am rămas. Meciul a însemnat și o revenire printre marcatori al lui Mihăiță Băgu, jucătorul lui United, nu mai marcase o dublă de mai bine de 2 ani. Am strâns cu o echipă foarte bună care an de an s-a bătut sus acolo, știam că e un meci greu și a fost echilibrat până aproape de sfârșit. Ai dat 2 goluri, cum e? Să mai marchezi și tu? E foarte bine după o perioadă lungă de accidentare. Sper ușor, ușor să-mi revin, să-mi intru în ritm și eu. Va apăsa puțin postura de lider? Nu, nici nu mă gândesc la treaba asta. La final vorbim. Acum e prea devreme. United rămâne lider în Liga 1 de futsal și are un examen important etapa viitoare la Timișoara cu echipa locală Informatica.